Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Suntem pe Mini Brun și, fraților, situația este un picuț cam precară. Deci nu mai este de bine. Dacă dăm la New Contracts, după cum bine se vede, nu mai avem. Sau cu joburile stăm foarte prost în momentul de față, ele fiind existente. De asemenea, cultura mea încă nu a crescut. Exactamente. Durează o veșnicie. Dacă ne uităm aici, nu doar că mai e foarte mult de creștere, like bro, nici măcar la jumătate nu pare a fi. Este nasol. Foarte nasol. Și am dat timpul pe rapid vreo 3 zile în momentul ăsta. Da, până voi vedea ceva bani din agricultură, o să dureze ceva. Aha. So, hai să ne băgăm pe grădinărit. Acum voi face totuși ceva să-mi sporească mai mult cantitatea de recoltă când Dumnezeu crește planta, habar n-am. Și vom da cu niște lime, pentru că este ceva ce trebuie să fac de foarte mult timp. Not enough space, cum adică? Nu se poate. Trebuie să am niște spațiu aici. Și de asemenea, am eu niște asuri în mânecă. Hai mă, măcar aici. Bă, băiatule, bă. Aio, am scăpat de el. Avem acolo paletul. Nice. That is very nice. Câți dintre voi ați uitat că noi avem o remorcă de forestry? Exact. Așa cum vom pune în practică. Eu deja m-am dus un picuț la pădure și am făcut niște treabă. Aici avem lime-ul. Hai să-l punem cu aleșe și să-l încărcăm. Se încarcă direct fără ca eu să... Nu cred. A, nu se încarcă, doar că mi-apare acolo chestia aia galbenă, muștiucu, și e... No! Bro, nu spune că n-are posibilitate de laimuire, nu-mi spune acest lucru, că eu știu că are cum să nu aibă. Deci pentru o secundă m-a speriat, doamne, doamne. Așa. Tocmai și l-am luat de acolo și acum n-am trebuit să-l spawnez din nou, uite-te știu. Hai mă, dă cu lime-ul ăla astăzi. Aici, tata. Nu știu exact cam cât o să consume totuși. Sau îl vom lua cu noi. Băi, dacă avea cu bota asta pe care l-am, spreader-ul ăsta, dacă avea și el posibilitatea de a adăuga o kingă pe spate, mamă, ar fi fost like ideal. Hai să-l ridicăm. Văd că ating de jos. Și să-i dăm bice. O să-l pun aici pe dreapta. Îi dăm un haș și sper să nu se lovească de remorca mea în față. Hai să-i dăm cu hășulescu. Se orientează în față, da? Ok. Ok, la asta sincer nu mă așteptam. Deci clar nu pot să-l pun pe ăsta să fertilizeze. Nu e varianta, mă, trebuie să iau turbo, mă, pentru treaba asta. Deci mi se pare că ăsta nu are suficient de multă putere. Dudes, păi dar n-am cum să fac tot terenul ăsta cu lime, pentru că nu mi-ajunge lime-ul. Like, îl consuma în continuu. Wow, ok. La asta, sincer, nu mai știu. Mi se pare că consumă prea mult lime pentru a, like, fi productiv. Până la urmă și până la coadă, eu o să dau bani pe lime-ul ăsta. So, that's no bueno at all. Nu mi-e gusta, ombre. Ia să-l vedem pe băiatul ăsta dacă face el mai multă față și o să mă duc să-mi iau un sac cu lime, că văd că cam este nevoie. Da, încă o chestie. Aș fi vrut 15 peste tot. Bă, da, pe peste tot vreau 15. Acum, de exemplu, mi-ar fi trebuit niște 15 pe plafonul tractorului. Asta-l depozităm aici și luăm una de lime. Păi mai am una în afară de asta. Nu, ce facem? What? Ok, luăm cu noi aici. Îl țin în spinare, se pare. Ok, plafonul e fantomatic. Asta este o surpriză, nu ne-a plăcută. Mergem să cuplăm și o să încerc să vin de sus, poate așa, pentru că până urc, până schimb eu vitezele, îmi consumă prea mult lime. Și nu, e like, am consumat aici 20% din ce am avut. Like, it's no bueno. După aia aș fi vrut să-l dau totuși pe automat. Pentru că vreau să mă duc să vând niște lemne. Deci am un plan să iau de asemenea și o remorcuță pentru piață. Astăzi avem treabă de făcut. Sper să nu mă încetinească asta prea mult. Ia uite, nici ăsta nu schimbă, fii atent. Bă, e greu la deal, bă, băieți, bă. Știi ce? Dacă e greu la deal, hai să o luăm pe lateral. Pentru că aici nu ar trebui să aibă niciun fel de problemuțe cu dealul sau cu motorul.
Ia să punem un H. What? Da, bun, acum merge, are 12 km pe oră. It works, ok. Dar se duce lime-ul ceva... Na, o să dau cu ăsta un picus pe aici pe acolo, dar nu o să am sorți de izbândă în niciun fel. Bun, acum cu tractorul ai fost cel mai bine, dar nu o să mă duc cu Dacia totuși, pentru că este un picus mai rapidă. Și de asemenea la Dacia trebuie să-i punem neapărat remorcuță. El are o benă Dacia, dar nu este suficientă pentru câte legume produc eu în momentul ăsta. Avem aici o remorcuță de lemne deja pregătită. Am fost la pădure, le-am tăiat, le-am pus și mai avem o zi, un stac făcut lângă, care trebuie de asemenea și el transportat. Uite, avem stacul ăla acolo lângă. O să cuplez și merem să vinde, să facem și niște bănișori. Și ia să vedem că somilul parcă e pe lângă, dacă nu mă înșel, magazin, nu? Pentru că avem magazinul acolo și somilul este aici, corect? Corect! Nice! Ia să vedem și cu cât se vinde, să nu am vreo surpriză de asta neplăcută. Avem wood chips sau wood, avem 37 la somil și 2. Asta, a, dacă dețin somilul, poate, mă gândesc eu. Și hai să nu uităm totuși și la remorca pe care eu intenționez să o cumpăr. O avem pe aici, uite-o colea, și asta este remorca, nu costă decât 1000 de euro și suportă și animale. Dacă îți vine să crezi așa ceva. Asta scrie flat sau de forestry. Oh, sau animal cage, putem pe viitor să o modificăm. Eu am o remorcă de forestry, așa că nu trebuie. O să iau pe varianta asta flat, așa. Avem varianta portocaliu, avem varianta de negru, de griulescu, avem și varianta de verde. Bă, verdele parcă n-ar fi chiar foarte urățel. Poate un verde mai închis, poate un verde așa, mai de iarbă, sau un maro. Parcă nici maro nu duce arău. Așa, alte culori de astea spus în cam dubioși, știi, așa o leacă cu roșu ăsta, nu știu ce să zic așa. Uite, ăsta îmi place, ăsta chiar mi se pare interesant, dar parcă aș fi vrut ceva mai colorat așa o leacă. Avem și un blomaren, dar nu merge cu Dacia noastră. Cred că s-ar potrivi albul clar, nu. Cred că un gri de ăsta ar fi super, super ok, sau un negru d-ăsta. Mai rămân totuși și la maro. Și maro mi-a plăcut. Fuck it, let's go with maro. 1050, îi dăm cumpărare și banii noștri mai sunt decât 1500, suficienți încât să ne permită niște lucrători automat. Dacă vrea să și funcționeze lucrătorul meu automat, se pare că s-a oprit deja, nu cred. Deci este incredibil. Bro, păi eu dar n-am să fac lime cu astea, mă, niciodată. No, 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 no. Fuck that shit, bro. Nu, pentru că pur și simplu, uite de știu. Yeah. O să fac eu pe asta un pic în față. Pur și simplu, n-ajung, frate, nici până în capătul celălalt al terenului. Oricât de rapid aș merge eu. Lucrător automat, nu înțeleg de ce merge doar cu 12 km pe oră. Uite, eu pot să merg 20 de km pe oră. Like, bro. Lucrătorul automat are probleme serioase. Ia uite, pac, 3, 2, 1, gata, te-am pupat. Deci n-am făcut cu 2 saci, n-am făcut nici măcar o trecere, dar minte să fac un teren întreg. Pentru asta, pentru lime o să trebuiască investiție babană, de-aia mare. Și cred că nu o să ne-o permitem abia după recoltă. Să dați o bână. Avem aici grădina, uitați acolo în stânga, care nu este în producție. Nu mai avem niște fertilizatori, nu mai avem niște semințe, pentru că, na, toate trebuie plantate. Bă, ăsta are probleme cu schimbătorul de să moară Cipilanos. E greuț la băiat. Avem pe aici câteva legume, câțiva paleți de vânzare și vreau să ne ocupăm de chestia asta, pentru că este singura mea sursă de bonișări. Aia este. Nu mai am mâncare la văcuțe, trebuie neapărat... Bă, dar n-am oprit eu motorul, mă? Gata. Neapărat trebuie să mai strângem niște bănișori, pentru că suntem într-o situație super, super precară. Uite și remorca. O să o punem la treabă. Văd că are textură de lemn, ceea ce îmi place. That is very nice. Dar înainte de toate, hai să mergem și să vindem niște lemn. Remorca asta este faină, asta de lemn mă refer din spate. Dar, mă, fraților, tot timpul are tendința de a se răsturna. Eu pun și greutate deasupra, bineînțeles, dar are garda la sol prea ridicată.
like, mult prea ridicată. Nu știu, ori că am luat cu roțile astea mari, nu știu ce se întâmplă, dar abia, uitați-vă și voi, primele lemne vin de la aproape plafonul mașinii. Și până sus vă dați seama de ce e nenorocire. Am centru de greutate urcat la mama dracu. La orice mic balans, vai viața mea de ce vrea, răsturnată major. Orice curbă pe care eu trebuie să pun foarte multă frână ca să-mi iasă treaba. Ia uite și aici o lămașie, ușurel, ușurel. Fraților, dacă nu ați văzut clipul, ei bine, am postat pe canal un clip în care am anunțat următorul DLC pentru Farming Simulator 22. Este practic un DLC cu nouă utilaje specifice doar pentru îmbalotat. Așa se prezintă, va costa 9 euro și dacă vreți mai multe detalii, bineînțeles, linkul, de fapt clipul, găsiți pe canal. Hai să vindem și cu speranță să ne uităm la buget. O să iau și chii, de fapt hai să le luăm. Așa că după aia se blochează. Doamne, ajuște măcar un 8000. 8000. 8000 cu ce am avut eu. Bro, what the hell. Mamă, 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 Maria Magdalena sunt. Mamă, zici că-s ghicitoare. O să duc remorca asta lângă cealaltă lemne pentru că trebuie să le încarc și pe ele. Acolo avem, dacă nu mă înșel, 2 sau 3 copaci. Tind să zic 3 copaci. Cred că voi lua undeva la un 6.000, undeva pe aici, de bănișori. Sau nu prea awesome. Dar asta este. Cred că mai bine mai tem un copac și mergem plin. Bun, hai să decuplăm. O să las remorca aici și hai să mergem să luăm noua remorcă din dotare. Încărcăm paleții și vedem cât scoatem și pe aia. Mergem la grădinărit. Mamă, mamă, câte am de făcut. Și după aia trebuie să trag și la la fertilizator și de acolo ca să pun grădina în funcțiune. Îți curios dacă nu are morcă, pot să pun grâne. Are o broană și pe o parte și pe cealaltă. Hai că i-am dat un brânj de Doamne ajută. Văd că are și punct de cupraș pe spate. Asta e o chestie interesantă. Înseamnă că putem să mai cuplăm alte lucruri și am putea să iau să luăm două de-astea. De ce nu? Facem un mic trenuleț. Bun. De cu niște cupleișan. Awesome! Acum Dacia are remorcă. Așa, hai să luăm. Hai să luăm pastea prima dată pentru că sunt aici prin jur. Bă, să vezi că o să fac ceva, bănișori. Nu e de acolo. Merge un pic desfăcută. Așa se desface. A, da, mă, că se scoate oblonul și se pune cumva pe lateral. Fii atent. A, ok. Aș fi jurat că oblonul care trebuie desfăcut este cel din spate. Maica mea cât anim. Oh, wow. Wow. Mamă, mamă, jumătate de episod din numai animația. Pot să pun în timp ce face animația? Nu. Ok, deci nu se poate face treaba asta. Bun, și dacă pun o bloană, nu spune chiar 10.000 de ani. 10.000 de ani din nou. Mam, ce mă tripează e faptul că nu pot să... Vezi, uite, like, oblonul chiar are coliziune și îmi afectează. Lele, Doamne. Ok, hai, până una alta ne punem treaba aici. Jesus, la asta sincer nu mă așteptam. Asta e o chestie nouă. Cred că am să-l păstrez cu obloane și atât. Like, clar, nu am niciun motiv să... Oh, nu mă împinge. Ia, tași că acum am... Strică și munca pe care o fac la mașină, did. Gata acolo. Hai să luăm și pe ăsta. Avem salată multă. Se mai face așa puțin, cât e puțin. M-a salvat foarte mult că am închiriat acea cisternă atunci. Cu 8 tone capacitate. Chiar ajută foarte mult. Bun, hai să mergem un pic în față. Așa. Și pe restul le voi pune aici. În remorcă, că de-aia am luat-o. Așa că avem două aici, cred că două în partea cealaltă, plus vreo 4 în asta din fermă, în seara din fermă. A, ce fain că aici nu mai trebuie să le mai aranjezi cine știe ce, pur și simplu merg băgate. Astea cred că merg și așa pe lung, nu? Pe de-a lungul, ia. Este foarte posibil. Da, o merge și așa băgată. A, ce tare! Ce tare! Ok. Așa, da. Pentru că am obloane, evident, nu mai trebuie neapărat să pun chingile. Deși, evident, le voi pune.
Dar ca idee, când mă mai transport pe aici pe acolo, nu trebuie să mai stai așa cu frică, că vezi, Doamne, cad, știi? Da, mă, ce ai, altă viață cu remorcă. Și este fix mărimea potrivită, are axul cu roți pe mijloc, așa că distribuie greutatea corespunzător și aferent. Și nu depășește foarte mult mărimea mașinii, pentru că alte platforme pe care le am din joc și nu ca mod, bă, sunt prea mari, tată, sunt mult prea mari cu platforma de urcare, de coborâre, de alea, like, eu n-am nevoie de chestia asta, că nici nu poate să ducă Dacia atât de mult, știi? Ia ce avem aici, da, ei sunt piețar cu acte în regulă eu. Deci este prima seră, prima serie în care nu fac agricultură, ci grădinărit. Stai că acum ne-am pus invers. Ok, n-are nică, facem stack. Așa, mai testăm și centrul de greutate totodată, știi? Un pic mai în spate, ăla acolo. Not too shabby. Aici să nu-l ating foarte mult. Cam asta e. Ia, hai să vedem dacă chingile le iau și pe cealaltă de sus. Bă, da, le-a luat și le-a luat foarte bine. Nu are decât două, dar uite că are suport de metal pe lateral de care se prind chingile care au cârlig. E fix ăsta auriu de aici. Bro, ce tare. Un detaliu foarte, foarte frumos. Opa. Uepa. Și vom merge aici la noi, bineînțeles, să vindem tot, pentru că este aici aproape. Avem 4 tone de letus, o tonă de căpșuni și 500 de kilograme de roșii. Nu e rău deloc. Bineînțeles, când vreau eu să am și mai mare producția, pot să vând la fiecare punct de vânzare în parte pentru fiecare legumă slash fruct. Nu înțeleg de ce nu vreau aici. Înseamnă că nu mai primește, dude. Well, that's shitty. Hai să vedem în altă parte. 1.7. La restaurante, dacă le place, hap, jap, boom, restaurante-su, e coleașea în spate, deci ies la stradă, fac stânga și următoarea tot stânga. În regulă. Deci facem așa. Bă, ce curat e pe aici, bă, băiatule, bă. Este un... bă, nu m-a dat cea mea zi de murdară. Este un oraș foarte, foarte curățel. Aici la stânga. Ok, remorca până acum se prezintă genial, nu se bălângăne, nu nimic. Da, e foarte, foarte miștoacă. O să folosesc cu mare drag de acum încolo. Hopa, hopa, se pare că bine l-a luat, gata. Hai, ia-le pe astea. Hai, de fapt, cred că punctul de cu... cred că punctul de vânzare e atât de mare că mi-a și din remorca și din Dacia în același timp. Bă, bă, ce să vreau mai mult? Wow, ok. Opa, mi-a căzut într-o parte și pe ăla nu cred că îl mai ia. Da, pe ăsta trebuie să-l modificăm noi o leacă. Oh, l-a luat și într-o parte și pe ăsta aici o leacă. Gata. 14.000 și avem un total 23.000. Nice! Vai, viața mea ce de bani. Holy shit, pe seria asta glumești. Pe ușor, ușor ne facem bani de ceva upgrade la tractor sau de un nou teren. Numai că noi deja avem dificultăți cu terenul pe care îl avem acum. Deci probabil o să băgăm un nou tractor pe viitor. Băi, este absolut genial! Me gusta! Hai să vedem acum. A, păi îmi permit acum și banda. Luăm și banda pentru maniur. Și remorca. Bine, pot să mă uit în meniu să văd dacă suportă. O să verificăm acum. Dacă suportă balegă, deja am descoperit cum să o transport. Și nu mai mă bag în remorca pe care deja o am, aia trasă de tractor. Deci aș putea și cu aia. Bun, băi, cât de tare. Ia să vedem dacă se suportă maniur. Nu suportă maniur. Bine, nu știm ce e, că nu e menționat. Pur și simplu e o încărcătură. Cred că doar paleți. Cred că descrierea greșit făcută, dar nu o să-mi asum riscurile, așa că hai să mergem să luăm o bandă și băgăm remorca pe care deja avem în dotare. Dacă fac eu asta cu o remorca ar fi absolut gorgeous. Stai mă, unde sunt alea? Bell sistemul e aici, 5.000. Dar hei, pentru asta muncim să investim. Hai să luăm tractorul ăsta, îl voi lua. Voi folosi aceeași remorcă. Da, sună a plan, sună a plan. Aici voi pune remorca, dar până o instalăm, da. Hai să mergem să luăm banda.
Asta este tractorul meu cu care mă transport prin muncile fermei pe aici, prin zonă. Trebuie să zicem manior, trebuie să zicem semințe, fertilizator, multe, multe, multe. Grădina aia, îmi cere și pe dracu. Partea bună este că, într-adevăr, chiar generează produse, știi? Deci și foarte repede. Deci într-o zi îmi face foarte mulți paleți cu legume, dar maica mea, până o pui în funcțiune, dorește de Doamne ajută. Bun, o să trebuiască să intru în asta acum, în platformă. Dar nu mai vin și eu cu roaba, știi, adică e un pic, e upgraded, că e ceva distanță, să știi, adică când ai utilaje de astea micuțele, chiar e distanța asta considerabilă. Bun, o să-l parchez pe băiat aici. Și acum hai să intrăm în ăsta. O să strângem punctul de cuplaj și va trebui să pornim banda în 3, 2, 1, bom! Awesome. Acum, hai să venim cu remorca. Sper eu să se încarce destul de rapid, să nu ne încetinească aspectul ăsta vreun pic. Așa, e, acum, fraților, e situația nașperlie, pentru că remorca mea este extraordinar de dificilă cu spatele. E rea, e ceva rău aici. Nu pot, nu pot, e prea greu. Deci trebuie să o pun cumva așa și să o mențin cât de cât dreaptă. Mamă, mamă. O iau din pedale foarte, foarte ușor. Ideea e că un pic virajul, dacă l-am făcut mai brusc, am pierdut-o, gata. Aici trebuie cu răbdare. Vedeți că nu-mi permit să mișc deloc, adică se vede la tirantul central, el trebuie să fie fix pe punctul de cuplaj, paralel. Ok, ok. E important, știu că durează, dar este important să o potrivim cum trebuie și observ aici că banda este cu foarte puțin mai înaltă decât remorca pe care eu am, ceea ce înseamnă noroc pe capul meu, pentru că altfel ar fi trebuit să iau o bandă mai scumpă, mai mare. Opa, acum realizez că banda s-ar putea să fie totuși prea înaltă. What? A, știi care-i treaba? Ok, am înțeles, pentru că o ridică de capul ăsta, o apleacă aici. Dar dacă îi facem așa și o balansez o leacă, hai că a mers. Am urcat-o doar puțin tel, pentru că era oricum era țintită cu alea așa. Ok, se pare că ea și de aici din spate. Ia uite, ea și de aici. Ceea ce înseamnă că eu nu trebuie să o mai mici de aici. Ok, și deja avem remorca plină. Bă, ce câștig! Nice! Acum vine maniuru. De cealaltă, nu știu ce să zic. Este ora 9:30. Astăzi se anunță a fi o zi foarte lungă. Ok, avem punctul de descărcare aici, pe care apropo nu l-am gândit foarte bine, pentru că ar trebui să-mi fac drum pe margine. Știi ce? Hai să ne facem drum pe margine. Hai să mutăm roaba cu alea. Până una alta, roaba, mă rog, căruciorul. Așa. Și o să-mi fac o mică potecă. Așa, tractorul meu este prea mic și are cam dificultate în iarbă. So, dacă începem la painting, alegem trășcălia asta și un pic mai mare. Ne facem un picuț de drum. Vezi? Și după aia venim așa. O, da. Poate aici un pic mai pe rotund, pentru că este totuși o curbă. Cam așa. Bun, hai să testăm să vedem că acum intră mai bine. Roaba am stă cam în drum acolo. Bun, o să descarc Zamaniurus. Așa, acum se descarcă. Hai să vedem și cum stă cu cealaltă resurse. Bun, hai să vedem aici. Și o avem aici jos. Deci nu mai trebuie semințe. Nu mai avem decât 128 de litri.
niște empty pallets, trebuie să mai cumpărăm și niște fertilizatori solide de asemenea, lucruri pe care noi nu prea le mai avem acum. Manure punem mult, chip se pare că mai avem, ceea ce e nice, și de asemenea lime trebuie să mai ducem. Deci trebuie să fac niște cumpărături acum de vai doamne. Ah, stai mă, hai să mergem în față. Să merg pe aici pe noul drum pus. E, altceva, fac și o rundă, frumușel, mergem în față. Pentru următoarele va trebui să apelăm la Dacia, pentru că sunt saci de cărat și Dacia are remorca. Dar vom face asta, fraților, în episodul următor. Până atunci, v-am salutat și o seară frumoasă să aveți. Pa, pa!